Deci, eu față de domnul Călinoiu am aceeași stimă și respect. Îl consider în continuare un prieten al meu și un prieten al tuturor membrilor PSD. În ceea ce privește viitorul, deocamdată nu comentez până nu purtăm o discuție cu dânsul, o discuție foarte serioasă cu dumnealui, cât și cu președintele partidului la nivel național, cu domnul Dragnea. Există șansă să revină în PSD? Nu știu, asta nu depinde de Hârciumarul sau de organizația de la Gorj.